Consider că partea cea mai importantă a întâlnirii noastre deja s-a consumat. Ce este mai important decât să ne închinăm înaintea Lui și să venim în fața Lui cu recunoștință, cu adorare, cu închinare? Acesta cred că este totul. Însă de fiecare dată, Domnul are un cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. Am citit la rând în Evanghelia după Matei. Ne aducem aminte că am început capitolul 10 și voi face o scurtă trecere rapidă prin prima parte a acestui capitol ca să putem să ajungem la versetele pe care le vom citi în dimineața aceasta. Domnul Iisus îi trimite pe ucenici doi câte doi. Face 6 echipe de câte doi ucenici. Ne aducem aminte că Matei a fost în echipă cu Toma, zis Geamăn. I-a trimis pe aceștia. Erau suficienți? Nu erau. Dar era o experiență pentru ei să învețe, să spună, să vorbească despre împărăția cerurilor. Le-a spus Domnul Iisus, Mântuitorul, celor 12 să nu meargă pe calea păgânilor și să nu intre în vreo cetatea samaritenilor, ci a sfătuit să meargă mai întâi sau mai degrabă să caute oile pierdute ale lui Israel. Spre aceștia, în mod deosebit, trebuia să se îndrepte. Le-a spus cum trebuie să se comporte pe drum, să propovăduiască și să zică împărăția cerurilor este aproape. Le-a dat putere, i-a investit să poată să vindece pe bolnavi, să fie de ajutor celor care îi întâlneau, din punct de vedere fizic. I-a sfătuit să nu-și ia nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele lor, nici traistă, pentru că era vrednic lucrătorul de hrana lui. În orice cetate în care trebuia să intre, să cerceteze acolo pe cine era vrednic și în felul acesta să rămână, sau dacă nu erau acceptați, să părăsească locul acela. I-a trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ne-am adus aminte. Ce clară a fost vorbirea Domnului Iisus. N-a încercat așa să ocolească lucrurile și să spună, atunci când vor da de greu și când vor întâlni ceea ce este greu pentru ei, atunci își vor da seama că trebuie să iau o decizie. Nu. Ucenicul avea deja în minte clar sfatul, îndemnul Domnului Iisus. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Două lucruri trebuiau să facă. Să fie înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Le-a spus să se păzească de oameni și le-a spus că din pricina lui, a Domnului Iisus, aveau să fie duși în fața împăraților, în fața dregătorilor, ca să fie, să slujească de mărturie înaintea lor. Știți, Domnul Iisus, El însuși a trecut pe drumul acesta, ne-am adus aminte. El a stat în fața dregătorului Pilat și a fost judecat de el. Voi citi în dimineața aceasta din capitolul 10, de la versetul 26 până la 31 inclusiv. În Biblie la pagina 934. Evanghelia după Matei, capitolul 10, de la versetul 26. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați.
Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De trei ori în versetele acestea întâlnim acest îndemn al Domnului Iisus, să nu vă temeți. Consider că era foarte important pentru ei ca Domnul să îi întărească, ca Domnul să îi ajute să înțeleagă, ca atunci când aveau să meargă între oameni, să vorbească despre împărăția lui Dumnezeu și când unii dintre aceștia aveau să se răzvrătească și poate să le pricinuiască chinuri și dureri, ei trebuiau să aibă limpede în minte îndemnul Domnului Iisus. Nu vă temeți. Și consider că această putere pe care Domnul Iisus o da acelor cuvinte, acelui îndemn, nu vă temeți, are aceeași valabilitate și astăzi pentru noi. Cred cu toată ființa mea că Domnul îmi spune și mie să nu te temi. Știți, sunt multe, foarte multe pricini pentru care ne putem teme. Domnul spune, nu trebuie să faci. Și vom vedea de ce. Expresia așa că, de la începutul versetului 26, nu ne arată numai legătura cu versetele anterioare, ci este concluzia celor spuse de Domnul Iisus. Dacă îndeplinim condiția pe care am văzut-o noi ultima dată în încheiere, versetul 25, că ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui, dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui? Dacă încercăm să ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Iisus în trăirea noastră, în lucrarea noastră, atunci nu avem de ce să ne temem. Orice teamă este exclusă. Să nu vă temeți. De trei ori spuneam, este repetat acest îndemn. În versetul acesta, primul pe care l-am citit, 26, apoi în versetul 28 și în versetul 31. Așadar, tema principală este întărirea ucenicilor în ce privește suferințele care avea să le îndure fiecare dintre ei. Ne aducem aminte că toți ucenicii, mai puțin Iuda care și-a ales singur destinul veșnic, toți ceilalți 11 au sfârșit viața, călătoria lor pe pământ ca martiri. Oameni care au fost gata să-și pună viața lor la dispoziția Domnului Iisus. Dacă Domnul Iisus a fost doar un învățător oarecare și învățătura lui nu ar fi fost învățătura care venea de la Tatăl din cer și ar fi dat oamenii aceștia viața, ar fi fost ei gata să plătească cu prețul vieții lor faptul că mărturiseau pe Domnul Iisus? Aceasta este puterea lui Dumnezeu sau puterea Evangheliei despre care vorbea Sfântul Pavel. Aceasta este puterea care îl face pe om să stea vertical în fața rugului aprins sau a arenelor în circurile acelea romane sau în fața crucii când trebuiau să fie crucificați. Puterea venea de la el. Puteau să rămână verticali înaintea lui Dumnezeu pentru că știau în cine au crezut, în Domnul Iisus. Vom descoperi aceeași temă importantă în discursurile de despărțire ale Domnului Iisus de ucenici. Așa cum știm în Ioan 14, 15, 16, când Domnul Iisus vorbește despre faptul că pot fi călăuziți de puterea lui Dumnezeu și întăriți de Duhul lui Dumnezeu prin credință. Domnul Iisus știe că ne vom teme în această lume. Le spunea ucenicilor înainte de a pleca spre Golgota, spre Calvar. Le spunea aceste cuvinte. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Și cât de adevărate sunt aceste cuvinte ale Domnului Iisus? În lume
în lumea în care ne desfășurăm activitatea noastră zilnică, avem necazuri. Nu, nu suntem scutiți de necazuri. Dar cât de încurajator este faptul că Domnul Iisus a spus, îndrăsniți, cu alte cuvinte, veniți la mine, cereți-mi ajutorul și puterea și eu vă spun că am biruit lumea și din biruința Lui ne va da și nouă biruință. Domnul Iisus, în Ioan 14, le spunea ucenicilor, așa cum am auzit și în rugăciune, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cât de necesară, cât de practică trebuie să fie credința în viața noastră de fiecare zi. Așadar, avem cuvintele Domnului Iisus și avem cu noi în această lume pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce încurajare! Mântuitorul a declarat, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. În principiu, totul se învârte în jurul întrebării. Cui acordăm mai multă atenție? Lui Dumnezeu sau adversarilor Lui? Apoi ne este prezentat un motiv important. De ce nu trebuie să ne temem? De ce în ființa noastră trebuie să fim relaxați, să fim aceia care ne odihnim la pieptul Domnului Iisus? El a spus, nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Cred că lucrarea Domnului Iisus pe pământul acesta nu poate fi ascunsă. A fi ucenic înseamnă a-L mărturisi pe Domnul Iisus și altora, semenilor mei. Aduce vestea bună a mântuirii celor de lângă noi. Aceasta înseamnă a fi ucenic al Lui. Am primit mântuirea, am primit iertarea păcatelor prin credință, nu o țin numai pentru mine, ci fac parte și celui de lângă mine. Poate zice cineva, da, dar am încercat și nu primește. Nu primește astăzi, tu spune-i, cuvântul ne învață, aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme o vei găsi iarăși. Sau mi se spune, tu dar să-i spui, e treaba lui dacă nu vrea să asculte. Apoi eu, după ce i-am spus, trebuie să mă rog, Doamne, i-am spus astăzi lui cutare și lui cutare despre tine, despre lucrarea ta mântuitoare de la Golgota. Doamne, cercetează inima și Duhul lui Dumnezeu lucrează de așa manieră încât omul acela să fie cercetat de cuvântul lui Dumnezeu. Poate doar un singur cuvânt să-l miște în lăuntrul lui, să-l cerceteze și să-l ajute să se întoarcă la Dumnezeu. Pe scurt, ucenicia în ascuns este imposibilă. Să-L arătăm pe Domnul Iisus prin fapte și cuvinte. Mi-aduc aminte de cineva care, o soră, a fost chemată pe vremea regimului trecut la un interogatoriu și când a fost întrebată, ești credincioasă, mergi la adunarea aceea? Ea a spus aceste cuvinte, sunt credincioasă, dar nu practicantă, nu prea merg la adunarea creștină. Ce rușine în fața unor oameni să fii gata să neci faptul că îl ai pe Mântuitorul, că ți-a cucerit inima, că te-a mântuit, că te-a așezat într-o stare nouă de har, să fii copilul lui Dumnezeu. Teama nu trebuie să ne împiedice să-L mărturisim pe Domnul. Să avem grijă să nu se ascundă în viața noastră vreun lucru care nu este după voia lui Dumnezeu. Cuvântul spune în Cartea Proverbe, găsim scris capitolul 28, versetul 13, cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și mai ales și se lasă de ele, capătă îndurare. Câtă nevoie este de această îndurare a Lui. Afirmația din acest verset că nimic nu va rămâne ascuns are caracter absolut general atât pentru cei care au suferit cât și pentru cei ce au produs suferința. Nimic nu rămâne ascuns. Nimic nu poate
să se piardă. Dumnezeu știe și cunoaște totul. El este omniscient. Nu rămâne niciun lucru necunoscut de Dumnezeu, dar absolut niciunul. Versetul 27, Domnul Iisus spunea: ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Scopul acestei propoziții este clar. Mesajul de mântuire trebuie auzit de toți oamenii. Ucenicii nu și îndeplineau datoria, îndatorirea, dacă vorbeau între ei doar de Domnul Iisus. Și ei își împlineau îndatorirea atunci când mergeau să spună altora, când duceau mesajul salvării celor de lângă ei. Și aceasta este valabilă și pentru noi, lucrarea aceasta. Citeam zilele trecute despre Hudson Taylor în China. Citeam că a luat pe un copil care avea 5 ani, l-a luat la misiune, la casa de misiune. Și acolo copilul a fost învățat, un copil chinez, căruia îi murise mama și rămăsese orfan de mamă și tatăl a trebuit să meargă undeva să lucreze în niște localități departe. Și frații aceștia de la bordul de misiune l-au luat acolo pe acest copil. Și încet, încet l-au ajutat să cunoască adevărul mântuirii, adevărul salvării. Și băiatul s-a întors la Dumnezeu. Când avea 14 ani, s-a întors în localitatea natală, în satul natal, ca să-l vadă pe tatăl său și să vorbească cu el. Și pentru că drumul spre locul unde trebuia să-l întâlnească pe tatăl trecea pe lângă un templu, a intrat în templul acela și a văzut acolo mulți idoli. Și inima lui parcă frământa de atâta durere, că poporul lui chinez nu cunoștea mântuirea prin Domnul Iisus. Și în timp ce sta acolo și se uita la oameni, la cei ce erau în templu, a văzut pe un bătrân trecut de 70 de ani, care de-abia a urcat treptele, a pus niște tămâie în fața idolului, a îngenunchiat și a început să se roage. Și ce putea să facă el, băiatul acesta de 14 ani? A început să plângă. În inima lui era așa de mare frământarea pentru oamenii care nu cunoșteau adevărul. Și s-a apropiat de acest om în vârstă și el l-a întrebat: de ce plângi? Și băiatul i-a răspuns: pentru că dumneata, un om în vârstă, nu cunoști calea spre cer. Dar tu o cunoști? Da, o cunosc. Și în câteva cuvinte a vorbit despre Mântuitorul celor pătătoși, despre Domnul Iisus. Știți care a fost reacția omului în vârstă? Haide cu mine acasă, ca să audă și soția mea ceea ce mi-ai spus mie. A mers cu el acasă și le-a vorbit despre Domnul Iisus acestor doi soți. Și amândoi s-au întors la Dumnezeu. Ce mare este puterea lui! Peste 4 luni, pe acolo a trecut fratele Hudson Taylor. Și oamenii aceștia au spus: datorită acelui băiat care a venit să ne vestească mântuirea, l-am primit și noi pe Domnul Iisus și avem în inima noastră lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu, lumina Domnului Iisus. Îl aveau pe el, pentru că el a declarat: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Observăm că ucenicii trebuia să spună ce le-a spus el, nu ce era de la ei, nu ceea ce cunoșteau ei, nu experiențele lor, ci trebuiau să spună ce Domnul Iisus le-a spus, cuvintele lui. Ce vă spun eu, a spus Domnul Iisus, voi să spuneți mai departe. Ce important este să transmitem mesajul lui, cuvântul lui, nu cuvintele noastre. Cuvintele noastre n-au putere, oricât de bune ar fi, oricât de frumos ar fi aranjate, n-au putere. Cuvântul lui are putere. Cuvântul lui este plin de forță care să miște, să spargă
ca un ciocan inima omului păcătos, inima de piatră, și să-l ajute să se întoarcă la Dumnezeu. Ce vă spun eu, voi aceea să spuneți, vrea Domnul Iisus să spună. Cum ar spune un crainic de pe un loc înalt, de pe un acoperiș, spune Mântuitorul. Un loc înalt unde să fii văzut de toți, dar să fii și bine auzit. Ca într-un amfiteatru, să poată să ajungă mesajul la toți care sunt mai jos. Să poată să audă cuvântul. Să nu vorbesc de la mine, ci să vorbesc din partea Domnului. Scria Sfântul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 15, la versetul 18, aceste cuvinte. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine. Pavel, apostolul, este așa de atent și zice, la ce bun, de ce folos să vorbesc despre ce am eu, cunoștința mea, și nu avea puțină, slavă lui Dumnezeu. Considera că ceea ce trebuia să spună era ceea ce Domnul Hristos a făcut în el. De aceea a și putut să rostească aceste cuvinte, pot totul în Hristos care mă întărește. David scria în Psalmul 62 la versetul 11, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. El să vorbească odată și eu să aud de două ori. Mă gândeam, ce înseamnă aceasta? Înseamnă să-mi însușesc cuvântul auzit și să pot să redau cu toată fidelitatea așa cum l-am auzit de la el. Numai într-o atmosferă de liniște pot să-l aud pe el cum îmi vorbește. Acest verset mă duce cu gândul la ceea ce scria profetul și Duhul Domnului a aranjat de așa manieră lucrurile, o vreau să citesc din Isaia 42, primele 6 versete, a fost citită dimineața aceasta despre robul Domnului. Ce lucrare deosebită! Glasul lui nu i s-a auzit pe ulițe. A fost desăvârșit. Acest rob al Domnului a împlinit tot ceea ce Tatăl i-a dat să împlinească. În versetul 28, Domnul Iisus spunea, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul. Nu vă temeți! E a doua oară când auzim aceasta. Prima dată în versetul 26, Domnul a spus, nu vă temeți, pentru că nu trebuie să ne fie frică, pentru că totul este știut și răsplătit de Dumnezeu. Iar aici, în versetul 28, nu trebuie să ne fie frică, pentru că sufletul, bunul cel mai de preț al nostru, este în mâna lui Dumnezeu. Sufletul nostru este în mâna lui. Și în versetul 31, când Domnul va repeta îndemnul acesta, nu vă temeți, nu trebuie să ne temem, pentru că sufletul nostru are preț, are valoare înaintea lui Dumnezeu. O valoare inestimabilă. Mărturisirea credinciosului, a noastră, a fiecăruia, nu trebuie să fie condiționată de teama adversarului. Și totuși, câte guri a închis frica? Câte aripi a frânt această frică? Pe câți i-a făcut să dea înapoi, să se oprească pe cale? Și unii dintre aceștia au uitat cine este Mântuitorul. Frica este o mare cursă. Israeliții, ne aducem aminte ca și exemplu în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 1, versetul 28. De teama fiilor lui Anac și a turnurilor acelora înălțate, au spus aceste cuvinte, sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Unde să ne suim? Frații noștri ne-au muiat inima zicând, poporul acela este un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Cetățile sunt mari și întărite până la cer, ba încă am văzut acolo și pe copii de-ai lui Anac. Eu v-am zis, nu vă spămintați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru, care merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt. Ce bine că atunci
când vezi că inima celui de lângă tine parcă se înmoaie, parcă nu mai are suportul necesar ca să privească înainte, să se încreadă în făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe, ce bine este să-i fii de ajutor și să-i aduci aminte de felul cum a lucrat Duhul lui Dumnezeu în tot timpul, fără încetare, această putere care a venit de la Dumnezeu și a dat ocrotire și a dat ajutor prin brațul Său puternic. Ce bine este să putem face apel la aceasta. Și în Noul Testament avem un exemplu de oameni care le-a fost frică, s-au înfricoșat. Ne aducem aminte că ucenicii erau în corabie într-o noapte și Domnul Iisus vine la ei pe valuri. Ei cred că El este o nălucă sau o stafie. Ei cred și se sperie și au intrat în criză. Dar Domnul i-a ajutat. De frică au țipat, spune cuvântul acolo în Evanghelie. Domnul i-a ajutat și știm că l-a invitat chiar și pe Petru. Vino Petru. Domnule, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe valuri. Vino Petru. Și a venit atât timp cât a crezut în puterea Domnului Iisus. Lăsând ca legea aceea a gravitației să fie înfrântă, pentru că putea să calce pe valuri fără să se scufunde. Însă atunci când probabil a privit la valuri și la vânt, atunci s-a îndoit în inima lui și a început să se afunde. Dar ce bine că dintr-o dată a strigat la Domnul Iisus, Doamne, scapă-mă! Aceasta este și scăparea noastră, să venim la Domnul Iisus. Trebuie să avem frică doar de Dumnezeu, dar nu acea frică ca de un despot, ci acea frică să nu-L supărăm, acea frică să nu-L întristăm prin trăirea noastră de zi cu zi. Acea frică să nu se supere Domnul pentru că am ridicat tonul sau pentru că m-am adresat mai într-un fel nepotrivit colegului meu la serviciul meu. Cuvântul ne învață în Psalmul 111, am găsit versetul 10 care ne spune: frica Domnului este începutul înțelepciunii. Acea frică de Domnul, acea teamă sfântă în inima mea pe care s-o păstrez, este începutul înțelepciunii. Încep să fiu înțelepțit de El pe drumul vieții mele. Frica Domnului este începutul științei, ne spune Cartea Proverbe, capitolul 1, versetul 7. De asemenea, în Proverbe 14, 27 spune că frica de Domnul este un izvor de viață. Ce minunat lucru, mă gândeam, să fii lângă acest izvor de viață și să, ca un pom care își-a întins rădăcinile lui până la izvor, să nu te temi de ce vine în timpul zilei. Pentru că chiar dacă este arșiță afară, căldură toridă, am rădăcinile mele la acest izvor de viață care răcorește, care satisface pe deplin setea sufletului meu. În Proverbe 19, 23 ni se spune: frica de Domnul duce la viață. Și în sfârșit voi aminti și un alt verset, Proverbe 29, 25, unde ne se spune că frica de oameni este o cursă. Doar frica de Dumnezeu, doar canalizând frica noastră sau tema noastră spre Dumnezeu, atunci avem binecuvântare, că cinstim și onorăm numele Lui. Să nu cumva să-L supărăm, dar să ne temem sau să ne fie frică de oameni, aceasta este o cursă. În Apocalipsa 2:10, Domnul Iisus se adresează bisericii din Sardes și le spune aceste cuvinte, în special îngerului bisericii, dar și adresate tuturor celor de acolo. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Și auziți cuvintele Domnului Iisus, extraordinare: fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Nu te uita la ce în jur, vrea să spună Domnul,
Nu pune preț pe frica și teama pe care o produce cel rău, vrăjmașul. Ci uită-te la El. Uită-te la Domnul Iisus. Așa cum ne învață cuvântul în Epistola către Evrei. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Domnul Iisus. Privirea aceea la Domnul Iisus ne dă sănătate spirituală, duhovnicească. Ne dă ajutor, ne dă încurajare. În orice încercare ne-am găsit, fie că trecem prin suferință, fie că sunt necazuri de alt gen. Apostolul Pavel scria aceste cuvinte: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Acesta este drumul. Domnul Iisus punea: nu pot ucide sufletul. În cartea Iov vedem că Domnul Dumnezeu nu-i permite, nu-i îngăduie vrăjmașului să se atingă de Iov decât de partea fizică, de trupul lui. Sufletul este în mâna lui Dumnezeu. Exegeții observă că atunci când este vorba de pedepsirea sufletului, nu mai este folosit verbul a ucide, ci este folosit verbul a pierde. Așadar, este foarte important. Numai oamenii pot să ucidă. Și ce să ucidă? Trupul acesta de carne, de țărână. Dar sufletul? Sufletul nu-l pot atinge. Sufletul este partea aceea nevăzută din noi, împreună cu Duhul nostru, care atunci când se termină călătoria în trup pe pământ, pleacă la Domnul. Nimeni nu-l poate ține. Dar absolut nimeni. Oamenii doar pot scrie aceasta: corpul neînsuflețit al defunctului cutare. Dar unde sufletul? Nu mai este. Ei nu pot reține sufletul. Numai Domnul Dumnezeu este Cel care poate să ia sufletul. Cel ce poate să piardă și sufletul, spunea Mântuitorul. Cine este? Numai Dumnezeu. Pierdut înseamnă fără posibilitatea de a mai putea fi recuperat sau schimbat. Și avem un exemplu, m-am gândit la un exemplu. Bogatul nemilostiv din Luca 16. El a fost pierdut pentru totdeauna. Spunea Mântuitorul despre el că trăia în bogăție, în fericire, în fiecare zi ducea o viață așa deosebită. La ușa lui era un sărac. Niciodată nu și-a pus problema: haide să dau din ce am eu. Am haine? Slavă Domnului! Am mai multe! Hai să-i dau și lui o haină. Stau la masă? Slavă Domnului! Poate nu-l chem chiar la masa mea, dar să-i pun o masă lângă mine și să mă îngrijesc de hrana lui. Nimic din toate acestea. Mântuitorul spunea și sunt cuvintele lui: până și câinii veneau și ligeau bubele. Dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Nu i le-a dat bogatul. Și-a plecat Lazar în veșnicie, l-au luat îngerii, l-au dus în sânul lui Abraham. A murit și bogatul. Și dintr-o dată Domnul ne arată experiența lui din locul de chin, în locuința morților, în chinuri. De 3 ori se spune despre chin sau chinuri. Aceasta ca să ne ajute să înțelegem cât de cumplită este veșnicia fără Dumnezeu, fără speranță, fără nădejde. Și pentru el a fost pierdută orice posibilitate de recuperare. Pentru el era într-adevăr cuvântul acesta atât de valabil: pierdut. Nu se mai putea face nimic. Încearcă, trimite-l pe Lazar să-și moaie degetul, să... Nimic nu se mai poate face pentru voi, spune părintele Abraham. Atunci, dacă nu se mai poate pentru mine, trimite-l în casa tatălui meu. Am 5 frați acolo, ca să nu vină și el în acest loc de chin. Ați mai pomenit ca atunci când ești în suferință, să nu vrei să vină pe la tine cei care sunt rudele tale, frații tăi sau surorile tale. El nu dorea ca aceștia să ajungă acolo. Ei bine, nu mai era nicio posibilitate. Aceasta înseamnă pierdut. Numai Dumnezeu poate să piardă și trupul și sufletul. Cât de încurajator este pentru mine să știu dacă trupul acesta este expus loviturilor. Nu mai spun de batjocuri, de ironii, dar dacă este supus loviturilor, știu că
în curând ajung la Domnul Iisus, că ceea ce este țărâna este lăsat aici jos și că ceea ce mă reprezintă ca om, sufletul meu și Duhul meu, merg la Tatăl în cer. De ce? Mi-a pregătit acolo un locaș, o locuință, slavă Lui. Domnul Iisus are putere asupra morții și asupra vieții. El are mâna, așa cum auzeam în dimineața aceasta, citindu-se din Apocalipsa 1, versetul 18, El a spus, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Să-i dăm slavă Domnului Iisus pentru că El este învierea și viața, îi spunea Martei, la marginea localității Betania. Îi spunea, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ce cuvinte extraordinare a rostit Mântuitorul. Să-i mulțumim că prin credința în El am fost aduși noi la o viață nouă, o viață veșnică împreună cu El. În versetul 29 Domnul Iisus spune, nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Niciodată, vă mărturisesc sincer, nu m-am aplecat asupra acestui verset, așa încât să găsesc frumusețea Lui. Aici Mântuitorul se întoarce parcă din expunerea pe care o face față de ucenici și le spune, aveți nevoie de un exemplu? Haideți să vă spun. Vietatea aceasta mică, vrabia, cine dă pe ea un preț? Citeam că în vremea Domnului Iisus aceste vrăbii erau delicatese, erau preparate și erau serviți musafirii. Nu știu cum, eu nu înțeleg. Am încercat odată, cineva ne-a dat niște porumberi și vă mărturisesc că m-am uitat la el și am zis, ăsta e numai oase, ce să mănânci de el? Dar o vrabie, care e și mai mică. Nu știu cum se poate consuma carnea de vrabie, dar Mântuitorul spune, niciuna din ele, din acele vrăbii, nu cade la pământ fără știrea sau fără voia Tatălui vostru. Ce încurajator este acest lucru! Vietatea aceasta mică, ține cont Dumnezeu de ea, El a creat-o. Continuând să vorbească despre frică, despre netemeinicia ei, Domnul Iisus folosește al treilea motiv, al treilea argument și anume, valoarea sufletului nostru. Cât de valoros este sufletul nostru! Ce valoare imensă are partea aceasta nevăzută din noi! Domnul Iisus folosește din nou un exemplu din viața cotidiană, vrăbile. Deși au o valoare așa de mică, se vând două vrăbii la un ban, totuși nu sunt neglijate de Dumnezeu. Sau cum citim în Luca 12, versetul 6, tot cuvintele Domnului Iisus sunt acolo, El spunea, nu sunt uitate de El, de Dumnezeu. Nu sunt uitate. Acest Dumnezeu care ține cu puterea Lui universul acesta mare, ține cont de fiecare vrabie care este pe pământ. Vă dați seama ce înseamnă aceasta? Și vrea Domnul Iisus să spună, păi dacă El are grijă de fiecare vrabie, că ea să nu cadă la pământ fără știrea Tatălui din cer, cu cât mai de preț sunt eu și suntem fiecare dintre noi. Și ce grijă deosebită are pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră atunci când am plecat de acasă până ne întoarcem iarăși acasă. Tot timpul are această grijă. Avem preț în ochii Lui, în ochii Lui Dumnezeu. Omul fiind cu mult mai de preț nu poate fi uitat, nu poate fi neglijat de Dumnezeu. Știți care este prețul omului? Știți cât valorează el înaintea lui Dumnezeu? Domnul Iisus spunea, este scris în Ioan 3:16, versetul de aur, așa numit. Domnul Iisus spunea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca Adam. Și dacă pun în locul cuvântului lumea, mă pun numele meu, vă puneți numele dumneavoastră, aflăm că atât de mult a iubit Dumnezeu pe
Maria, pe Ionel, pe Mihai, cum te-ar chema pe noi, încât a dat de Fiul Său. Ce preț mare am în ochii lui Dumnezeu. Sau citeam ieri în rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, citeam versetul 23 și vă mărturisesc că ne-a făcut mult bine. Auziți aceste cuvinte ale Domnului Iisus în rugăciunea Lui. El spune, eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit, cum m-ai iubit pe mine. Între Domnul Iisus și noi, fiecare dintre noi, parcă este pus semnul egal. Dumnezeu l-a iubit pe El și Dumnezeu mă iubește pe mine. Cum m-a iubit pe mine? Cât e prețul vieții mele, a sufletului meu, cât l-a iubit pe Fiul Său. Ce mare este puterea lui Dumnezeu. Trebuie să credem că nimic nu e la întâmplare în viața copilului lui Dumnezeu. În Psalmul 23, la versetul 4, sunt acolo cuvinte care ne arată concluzia, ne arată ceea ce gândea David despre Dumnezeu. Spunea el, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Auziți? Secret de viață, tu ești cu mine. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Mă întrebam sincer și ne putem întreba fiecare, mă încred și eu tot atât de mult în Dumnezeu, în puterea Lui și pot să spun cum spunea psalmistul, chiar dacă ar fi să trec pe acolo, prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Am aflat, Doamne, acest secret, Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Dumnezeu nu ne părăsește nicio clipă. Vorbeam despre Iov. Iată ce scria Iov, ce spunea el în capitolul 19, versetul 26. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Iar versetul anterior, 25, era ceea ce avea el ca încredințare. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Când știi că El este viu, chiar dacă ți se nimicește pielea și carnea, totuși vei vedea pe Dumnezeu. Ce speranță, ce nădejde! Acum versetul 30. Timpul se scurge uluitor de repede. Domnul spunea, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Cine știe câte fire de păr sunt pe capul nostru? El știe. Chiar știe? Da, știe. Credeți că Domnul Iisus vorbea așa numai ca să impresioneze? Nu. El știe absolut totul. Știe câte fire de păr. Atunci când dăm cu peria sau cu pieptenul și vedem că ne-au căzut niște fire, nu le dăm importanță. Le punem la locul lor, scăpăm de ele. El știe fiecare fir de păr care a căzut de pe capul nostru. Ce important este acest lucru. Toți vă sunt numărați. Numărătoarea în Scriptură are o însemnătate deosebită. Toți vă sunt numărați. Dar cine stă să facă această numărătoare la mine, la tine, la noi toți? El. Pentru că El ne-a creat. Pentru că El ne-a adus la viață. Pentru că El este Cel ce știe totul. Fratele Spurgeon spunea aceste cuvinte, mi-au plăcut. Perii de pe capul credincioșilor sunt atât de valoroși că Dumnezeu îi numără. Dacă sunt valoroase capetele lor, cu cât mai prețioase sunt sufletele lor? Se întreba Spurgeon și ne putem întreba fiecare. Dacă perii de pe capul nostru, părul acesta poate și este numărat de Dumnezeu. Vă dați seama ce valoare imensă are sufletul nostru? Are ce a pus El aici viu în noi? Versetul 31. Deci, să nu vă temeți. Auziți? A treia oară Domnul spune, să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. El nu va lăsa să se piardă pomorile Lui. Va veghea cu grijă asupra noastră ziua și noaptea.
Suntem aproape de a încheia și această lună, mai avem vreo săptămână și jumătate și intrăm în ultima lună acestui an. Ar fi frumos să gândim împreună ce mari au fost binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi, cum s-a îngrijit în fiecare zi să ne dea harul de care am avut nevoie în viața aceasta, în trupul nostru, personal, în familia noastră, în adunarea noastră, ce mare este El. Și de fiecare dată, gândind la acest lucru, să realizăm, Doamne, ce mare ești, ce minunat ești în lucrările Tale. Domnul să ne ajute pe toți să înțelegem că avem preț în ochii Lui, să înțelegem că a pus în noi un suflet viu, care are o mare valoare și în ceea ce ne privește pe noi, să se poată folosi de noi ca de niște instrumente ale Lui pentru a vorbi oamenilor, pentru a duce mântuirea celor de lângă noi. Așa să ne ajute El pe toți să fim instrumente în mâna Lui. Amin. Amin.